Bună ziua și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracoscope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Continuăm seria citirilor în departamentul dragostei pentru luna august 2018 și am ajuns la zodia Săgetător, o zodie de foc care începe din 22 noiembrie și ține până în 20 decembrie. Dar înainte de a trece la citirea propriu-zisă, aș dori să vă prezint această minunată piatră de aventurin verde pe care am hotărât să o introduc în citirile noastre pentru luna august, alături de roz-cuarțul și ametist. Aventurinul verde mai este denumită și piatra oportunităților, aceasta pentru că poate să alinieze planurile în așa fel încât să atragă succesul și norocul. Aventurinul conține particule de cuarț, ceea ce ajută la creativitate și imaginație. De asemenea, poate să ne ajute în plan mental, ne dă o putere de concentrare mai mare și de claritate asupra lucrurilor și asupra aspectelor vieții. Această piatră se aliniază cu chakra inimii. Aventurinul verde ne poate ajuta în a găsi tiparul corespunzător fiecăruia dintre noi pe care trebuie să-l urmăm în viață, astfel încât pașii pe care trebuie să-i urmăm să se alinieze cu energia oportunităților și a succeselor. Câteva sfaturi în legătură cu această piatră. Poartă cu tine o piatră de aventurin verde pentru când mergi la un interviu pentru un job, pentru a ridica șansele de a fi angajat. Sau atunci când mergi la o întâlnire, pentru ca întâlnirea să decurgă într-un mod plăcut și armonios. Este deseori folosită pentru protecție această piatră. Cuarțul dinăuntrul aventurinului îi dă o abilitate de a amplifica energiile. Este ca un pod între conexiunile minții și a corpului, între ego și spirit și între feminin și masculin. Este considerată și piatra norocului pentru că crește favorabil șansele la jocurile de noroc. Aceasta nu înseamnă că noi vă îndemnăm să jucați la jocuri de noroc, este pur și simplu la latitudinea voastră dacă o veți face sau nu. Poate ajuta de asemenea să îmbrățișăm mai ușor schimbările care sunt mai greu de realizat de cele mai multe ori și ne ajută la a lăsa în urmă vechile obiceiuri și a îmbrățișa noul. Este o piatră a optimismului, având puterea de a întoarce situațiile negative în unele pozitive. Și acum vom trece la citirea propriu-zisă pentru voi, Săgetător, pentru luna august. Vom vedea care este cartea care dorește să ne vorbească pentru voi și ce mesaj are de transmis. Aceasta este reconciliere. Mesajul cărții. Cineva din trecutul tău se reîntoarce în viața ta. Această carte indică faptul că un fost partener s-ar putea să se întoarcă în viața ta. S-ar putea să fie prima persoană care îți vine acum în minte. Scopul acestei reconcilieri este de a obține vindecare și de a închide un capitol din trecutul tău. Vei înțelege mai multe despre tine și despre modul în care îți construiești relațiile mult mai clar. În același timp, îți vei lua responsabilitatea pentru rolul pe care l-ai jucat în acea relație, ceea ce te eliberează de sentimentul de tiranie a neiertării. Și nu în ultimul rând, reconcilierea este despre a termina și a încheia anumite business-uri neterminate din acea vreme. În același timp, această carte poate semnifica faptul că este timpul să faceți pace cu un membru din familie sau cu un prieten.
Orice relație este o experiență și o lecție sacră, deci fii deschis acestei lecții și binecuvântări. Toate aceste experiențe care au fost vindecate ajută vieții romantice și tuturor aspectelor vieții în general. Cam acestea au fost recomandările pentru voi, săgetător, pentru luna august. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă doresc multă iubire, multă înțelegere și multă înțelepciune. Numai bine!